În fiecare an, în a doua zi de Rusalii, comuna Lerești este în sărbătoare. Lereștenii cu mic cu mare petrec alături de aleșii locali și invitați de ziua comunei. În cadrul programului se desfășoară la Căminul Cultural din localitate tradiționalul festival al covrigului cu ou, care a ajuns la cea de-a 14-a ediție. Festivalul este organizat de Asociația Alunelul din Lerești cu ajutorul autorităților locale. S-au înscris la gospodine 5 participante, la Tinere Speranțe 3, la societăți 4 participanți. Participarea este bună, juriul este complet. Am început deja, eu zic că va fi bine, e a 14-a ediție, suntem mulțumiți că timpul ține cu noi și să dea Dumnezeu să se termine cu bine. Covrigii de aici sunt făcuți după o rețetă specială, nu? Da, fiecare are rețeta lui. Societățile comerciale cred că mai pun și ameliorateri pentru că e normal. Cei care, gospodinele, fac fiecare cum se pricep și atunci eu zic că fiecare juriu va hotărâ care vor fi premianții și în ce ordine. Covrigul cu ou este un produs care se face în anumite perioade din an în câteva localități din Mușcel, printre care și Lereștiul. Secretul rețetei este lăsat mai departe în cadrul familiei și nu se răspândește în alte comunități. Anul acesta s-au înscris la concurs un număr mai mare de concurenți decât în anii precedenți. O diplomă, așa ține diploma în fața ta să se vadă. Așa. Și un plic, fetița aia plicul. Locul 2 în Moise, dar e la Tinere Speranțe. Și locul 3, Marina Alexandra. Haideți mai în față toți, vă rog, toate doamnele, gospodinele și cei mici la o poză și trebuie să zâmbim acolo. Rămâneți aici, fără mine, că eu n-am făcut nimic. Față de anii trecuți, de data aceasta, printre concurenți s-au aflat și tineri care dau speranță că tradiția preparării covrigului cu ou nu se va pierde.